Sammy, e timpul pentru studiu! Fiu, chiar trebuie să facem asta! Dar ai zis că ai nevoie! Tu ești cel care a vrut să-și antreneze creierul, mai știi? Creierul meu deja s-a transformat în slime! Ba nu! Ce s-a întâmplat? Cartea aia a vrut să mă mănânce! Sam, e doar un manual! Unde ai mai văzut tu cărți care să muște? Atunci arată-mi! Te provoc! Bine, bine! O să-ți îngăduiesc o pauză scurtă! Hai să facem cartea monstruoasă a monștrilor! Iuhu! Nu mai studiem! Atenție, elevi! Azi e lecția de artizanat magic! Lecția asta mi se potrivește perfect! Ce transformări vom face? Tu să-mi spui! Care e primul lucru care îți vine în minte? Aha! Am cea mai tare idee! A Piricus cutie de lemnos! Asta va deveni o carte magică pentru cursul de îngrijire a creaturilor magice din Harry Potter! Creaturi magice? Ca hamsterii noștri? Nu, nu cred că hamsterii noștri sunt magici în vreun fel! Mulțumesc că mi-ai adus chitul! Prieteni, vă plac clipurile noastre cu animale? Dați-ne un like dacă răspunsul e da! Yahoo! Sfide plăcite! Atât de multe like-uri! Sammy, ești un vrăjitor adevărat! Poate că ar trebui să te înscrii la Hogwarts! Atunci unde e bufnița cu scrisoarea semnată de profesoarea McGonagall? Nu renunța! Măcar azi vei primi propriul tău manual de la Hogwarts! Da, unul care mușcă! Cum ar trebui să mă descurc cu el? Îl vom îmblânzi și am terminat acest stradechit! Chiar arată ca paginile unei cărți! E momentul să aplicăm niște vopsea acrilică! Mi-ai citit gândurile? Hai să punem culoarea de bază și apoi să facem niște detalii! Prieteni, fiți atenți aici! Stratul acrilic e gata! Wow! Cumva mi-a ieșit vraja de levitare Wingardium Leviosa? Sau poate că prietenul tău slime te-a păcălit? Ok, domnule glumeț, ce altceva mai ascunzi de mine? Nu, vreau doar să-ți dau asta! Un șablon pentru fălcile cărții! Arată înfricoșător! Hai să facem un mulaj din lut polimeric! Hey, Susan, ăștia-s niște dinți foarte ascuțiți! Ai dreptate, slime-ule dințos! Hai să fixăm acești dinți de fălci! Dar trebuie să-i fixez bine ca să nu cadă! Desigur! Acum o să ne ocupăm de gingi. Uite așa! Wow! Chiar începe să arate înfricoșător! Siu se va speria! Hei! Sfântă mozzarella, Siu, să nu-i corect! Nici ce faci tu nu-i corect! Tu ai vrut să-mi faci primul o farsă? E cazul să câștig eu această rundă! Iar eu voi pregăti o altă armă! Apără-te! Văd că deja ai trecut la etapa următoare! Cartea e despre monștri, deci avem nevoie de tentacule! Atunci, ce mai așteptăm? Hai să facem multe tentacule! Să începem! Priviți aceste tentacule mici și drăguțe, prieteni! Dar parcă am singuratice! Hai să le unim cu ajutorul unor bucăți de lut! Arăt ca Medusa din mitologia greacă! Wow! Ce e, Semi? Te-ai pietrificat? Nu, doar am rămas înmărmurit de șmecheria mea! Prieteni, fiți atenți! Vom da cu acest diluant ca să înlăturăm amprentele! Este sigur pentru slime-uri? Nu-ți face grijă, am terminat! Dar vom mai avea nevoie de ceva ca să facem aceste tentacule să pară mai reale! Susan, cred că avem nevoie de ventuze! Wow, ce ușor a fost! Și arată grozav, nu-i așa? Sfinte plăcinte! Te-ai autodepășit! Arată grozav! Mersi, Semi! Ai venit la țanc! Pune-le la cuptor, te rog! Ok, am înțeles! Cât timp le lăsăm? Cam 15 minute la 120 de grade Celsius! Cât timp tentaculele sunt la cuptor, noi trecem la următoarea etapă! Sunt cu ochii pe tine! Mă urmăresc! Ajutor! Nu-mi uitat care-i vraja de pietrificare! Ia asta! Mersi, Semi! Acum vom face partea cu ochii și nările! Tentaculele sunt gata! Mă duc să verific! Dragilor, în film, cartea avea patru ochi, ca un păianjen. Așa că vom face patru forme dintre astea și apoi le vom uni. Și nu uita de nări! Ar trebui să poată să-și miroase prada, adică stăpânul! Sam, poți să mă ajuți cu astea? Da, mă uit la ce faci tu și o să te imit! Nu văd neapărat mai bine cu patru ochi. Da, vederea păianjenilor e proastă. Nu disting decât umbră și lumini. Atunci o să-mi pun?
Încă o pereche de ochelari! Prieteni, fiți atenți la această suprafață aspră! Semi, ai terminat? Sigur că da, Siu! Aveai îndoieli? Mulțumită lui Sam, acum pot să unesc cele două jumătăți. Și această etapă e aproape gata. E timpul să-l băgăm și pe ăsta la cuptor. Nu, de data asta vom pune niște diluant și vom folosi un uscător. Corect! Altfel, ochii din plastic vor fi distruși. Exact! Ok, să începem! Sammy, nu poți să stai nemișcat, hă? Ce-ai acolo? Am făcut o parte din titlul cărții, dar nu mai găsesc restul. E aici! Să-l facem tot din lut! Am transferat literele pe o hârtie subțire cu ajutorul unui bolt. Wow, Siu! N-ar trebui să folosești magia în afara Hogwarts! Nu e nicio magie, doar un truc de artizanat! Bac! Știm să facem multe trucuri de-astea! Abonați-vă ca să nu ratați nimic! Am decupat-o, am băgat-o la cuptor și e gata! Acum o vom fixa de carte folosind super glue. Ce priveliște! Hei! M-am mușcat! Atunci să le fixăm și pe ele ca să nu se mai țină de șotii. Arată uimitor! Și mușcătura lor e reală! Ești de acord cu mine? Fălcile sunt la locul lor, însă mai avem niște treabă de făcut. Hai să folosim această umplutură ca să acoperim toate golurile și trecerile. Te superi? Oh, deloc! Această imitație de piele va arăta grozav pe post de copertă, corect? Sam s-a supărat rău pentru că toate decorațiunile erau acoperite, așa că o să tai bucățile în exces. Uite, Susan, am ochi la spate și o să te urmăresc peste tot! Oh-oh, asta sună fricoșător! O să țin mereu cutia dințoasă cu mine! Nu o să mă sperii! Slime-urile nu sunt așa ușor de speriat! Ok, dar știai că această carte ascunde un secret? Un secret? Un secret magic? Da, vreau să aflu detalii! Super! Iar acești ochi vor fi atenți la intruși! Atunci n-o să aflu ce se ascunde înăuntru? Nu-i corect! Îți garantez că tu vei fi excepția! De fapt, tu vei fi primul care va afla secretul! Oh, sunt foarte încântat! Nu prea-ți arăți încântarea? Nu sari în sus de bucurie? Pentru că nu vreau să vărs vopseaua! Tu știi vreo vrajă care să grăbească lucrurile? Păi, cred că aș putea improviza ceva! Vopselirus colorificus! Aha, a funcționat! Da, de fapt e vorba de un program de editare video. Da, nu putem avea secrete față de voi, prieteni. Și acum să trecem la tentacule. O să folosesc aici o nuanță de roz mai deschisă. Asta e una dintre părțile mele favorite. Asta înseamnă să fii artist. Și nu uitați să adăugați niște textură ventuzelor folosind o culoare mai închisă. Arată grozav! Acum e rândul gingiilor. Sammy, unde ești? Ai zis că îți place să colorezi? Nu știu, dinții aia mi se par înfricoșători. Mai știi trucul care calmează cartea monștrilor? Mângâi-o și nu te va răni. Haide, ce monstru bun! Wow, chiar a funcționat! Vezi? Acum să facem niște umbre aici pentru ca totul să pară mai real. Puțin aici și puțin aici. Nu trebuie să fie perfect, știți voi. Însă dinții ar trebui să arate mai murdari. Vom colora aici lângă gingii. Cuiva nu-i place să se spele pe dinți. Arr! Ok, nu trebuie să faci asta. Doar să nu mă muști din nou. Sammy, nu pleca prea departe. Poți să-mi aduci blana artificială pentru copertă? Deja am adus-o. E bună pentru deghizări. Grozav! O să dau cu niște lac pentru a da luciu gingiilor și dinților. Te rog, usucă-te repede. Nu mai am răbdare. Ultima etapă este să adaug niște blană artificială. Vom folosi bucăți mici pe care le vom lipi de-a lungul coperții. Blană, blană și mai multă blană! Vreți să vedeți rezultatul final? Atunci rămâneți alături de noi! În sfârșit ai aflat secretul pe care l-ascunde cutia! Eu, e super tare! Acum sunt pregătit pentru orice!
Atunci ne putem întoarce la studiu. Creierul tău are nevoie de antrenament. Dar mai întâi are nevoie de energie. Broasca asta de ciocolată e combustibilul perfect. Aici nu pot să te contrazic. Prieteni, v-a plăcut proiectul nostru magic de artizanat? Atunci dați-ne multe like-uri. Ne vor ajuta să facem mai multe clipuri. Și nu uitați să vă abonați. Ne vedem curând!